Să rugăm Dumnezeu. Ați fost convocați în ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2022, oraș Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC de gaz gri de satul Bunărești pentru fenomenul aparent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșamente și PRM gaze naturale, presiune redusă, strada Ardeșului Slănic Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unui teren intrabilan cu suprafață de 54 metri pătrați, situat în orașul Slănic Moldova, strada Ștepan cel Mare, numărul 12, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale, Transgaz SA. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru terenul intrabilan cu suprafață de 130 metri pătrați, situat în orașul din Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 12, în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale, Transgaz SA. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Mai avem și două puncte suplimentare. Să vedem ce le votăm împreună. Proiect de hotărâre privind actualizarea studiului fezabilitate a teren realizării investiții, realizarea unei rețele de stații de reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, județul Bacău. Și punctul numărul 2, tot la suplimentar, proiect de hotărâre privind modificarea registrului local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 31.01.2022. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu primele 5 puncte și ulterior cu cele două suplimentare. Cine este pentru proiectul ordinii de zi cu cele 5 puncte pe care le-am prezentat? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc! Și două suplimentare. Deci, care vi le-am citit? Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Înainte de a intra în ordine de zi, supun spre aprobarea noastră procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva? Eu n-am fost și n-am pus să votez. Dar n-am spus să votez. Am spus. Păi nu, de aia. Sunt zis că ne-a fost. Adică n-ați fost normal, nu puteți să-l votați. Votez pentru. Vă mulțumesc. Da, pot să trec la. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Vă rog să vă înscrieți la discuție. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, doar la început o să am o intervenție și după aceea o să mă abțin. Am convocat ședința de astăzi. Bine ați venit în primul rând și celor prezenți fizic și celor de la distanță. Convocat ședința extraordinară, în principal pentru bugetul de venituri și cheltuieli, pentru că vrem foarte repede să mai rezolvăm din problemele localității, atât pe partea tehnică, cât și pe partea de a pregăti documentațiile pentru atragerea de fonduri pe toate culoarele. Mulțumesc! Dacă sunt discuții, dacă nu se pun spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 1 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate. Deci precizez că participă online doamna consilier Solovski, domnul consilier Meșter, ca și domnul Aienoaie. Dacă să se știe că este unanimitate, 14 voturi. Da. S-a votat pe asta, nu? Da. E repede. Trecem la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2022, oraș Slănic Moldova. Domnul primar a expus în comisie. În comisie, dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Unanimitate, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.
Și domnul Ionă ai putut pentru? Da. Trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Gride Zatul Mureș pentru terenul aferent rezervei lucrurilor de investiții, extindere, conducte, distribuție, branșamente și PRM gaze naturale, presiune redusă, strada Argeșului Slănii Moldova. Ați ascultat expunerea domnului primar în legătură cu situația tehnică de acolo. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu supun spre aprobarea noastră, punctul numărul 3, cine este pentru? Este cineva în pățință? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea din atribuire directă a unui teren intrabilan suprafață de 54 de metri pătrați, situat în Brașov, Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 12, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Știți care este situația aici? A fost clarificată. Deci situația de 54 de metri pătrați va fi concesionată, cealaltă va fi conform legislației atribuită pentru pentru stația de reglare. Supun spre... Dacă sunt discuții la punctul numărul 4, dacă nu supun spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 4, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Și domnul Aino, este tot aici? Da. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitut pentru terenul intrabilan suprafață de 130 de metri pătrați, situat în orașul din Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 12, în favoarea Societății Naționale Transport Gaze Naturale, Transgaze S.A. E vorba de terenul care se află sub stația de reglare. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 5, cine este pentru? Dacă îmi permiteți, fac o precizare. Aceasta este obligația noastră să acordăm cu titlu gratuit terenurile aferente instalațiilor respective. Este reglementat. Putem trece la suplimentări? Deci punctul 1 de la suplimentări, proiect de hotărâre pentru actualizarea studiului de fezabilitate, aferent realizării investiții, realizarea unei rețele de stații de reîncărcare pe vehicule electrice, în Slănii Moldova, județul Bacău. Așa cum a expus domnul primar, din cele 8 stații vor rămâne 6, pentru că societatea care se ocupă de CNAIRO nu ne-a dat aprobare, nefiind îndeplinite condițiile legale pentru 2 stații. Dacă aveți întrebări, dacă sunt probleme, vă rog să ne scrieți la cuvânt. Dacă nu supun spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 1 de la suplimentare. Cine este pentru? Cineva este pentru? Se abține cineva în mână. Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 2 de la suplimentare. Proiect de hotărâre privind modificarea registrului local al spațiilor verzi din intrabilanul orașului în Moldova. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 30.01.2022. Știm cu toții care este situația. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu, supun spre aprobarea noastră, punctul numărul 2 de la suplimentar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este mai mult? Am încheiat ordinea de zi, vă mulțumesc, să vă mai mulțumesc.